Hristos a înviat! Hristos a înviat, dragii noștri! Hristos a înviat, prieteni! Ne-am gândit noi cu Traian și cu Daniela ce să facem deosebit de Paști și am hotărât. Evadăm de la veranda. Da. Da, și am ajuns la muzeul Vatra Strămoșească. Din satul Vatici, Orhei. Ne aflăm de altfel, ca să știți, la 42 de kilometri de Chișinău. La 16 kilometri de Orhei. Mm-hmm. Eu la fel m-am documentat. Și în centrului satului Vatici. Prieteni, ca să vă dați seama că toate dealurile astea pitorești, poate chiar și una din aceste sălcii bătrâne, tot aerul care... Spune odată! Da, poate chiar acest aer l-a respirat Ștefan cel Mare, pentru că satul Vatici a fost înființat în 1443. Apropo, deci Ștefan cel Mare avea 10 ani. 10 ani? Poate se juca prin nisipuri pe aici undeva. Apropo, avem o gazdă foarte primitoare, se numește Anton Lașcu și el ne va povesti cu siguranță mult mai mult. Eu zic să nu mai stăm la poartă. Stai. Ești gata să gătești azi? Să gătesc? Eu sunt gata mereu, întotdeauna să gătesc. Inspirația ai? Da. Gata, intrăm în ogradă. Haideți cu noi. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Eu presupun că astăzi va fi fierbinte aici. Ce frumuse! Cel puțin la bucătăria lui Traian. O, da! Da? Ce gătești? Sărmăluțe, cozonac. Hristos a înviat! Adevărat că a înviat! Ruși de oaspeți? Cu foarte mare bucurie. Domnul Lașcu, vă mulțumim că ne-ați primit în gospodăria dumneavoastră. Să știți că nu am venit pur și simplu. Astăzi intenționăm să facem sărmăluțe și să coacem cozonac, dacă ne permiteți. Stați așa că astăzi intenționăm nu numai asta să facem. Să cântăm, să discutăm, să facem cunoștință cu oameni frumoși, așa precum se face de fapt la sărbătorile noastre. Cu plăcere mare. Noi cu Traian mergem spre bucătărie, vedem ce fac fetele. Da, vă rog frumos. Eu o să vă rog frumos să ne faceți o excursie prin minunatul dumneavoastră muzeu. Cu plăcere. Să ne arătați mândria acestui complex. Cu plăcere mare. Aici, să înțeleg asta. Da, asta e comoara noastră. Cu prispă. Cu prispă, cu tot ce s-au folosit strămoșii noștri. Atâta timp cât Andrei și Daniela explorează muzeul, eu mă apuc de treabă, adică de gătit. Suntem în bucătărie, alături de una de gospodinele de top al satului Vatici, doamna Zinaida Curcubat. Bună ziua, doamna Zinaida! Bună ziua, bună ziua! Aveți aici în Vatici o rețetă specială de cozonac sau... Eu nu știu cât e de special, însă eu o fac de obicei după rețeta bunicilor mei, după mamii mele, care se face un cozonac foarte gustos. Așa, deci preparăm un cozonac după o rețetă din Moș Strămoș. Așa? Bine, preparăm un cozonac din Moș Strămoș. Bine, dar de ce ingrediente avem? Avem de jumătate de kilogram de lapte. Așa. Fiert, îl turnăm în... Trebuie să fie călduț. Călduț, fie călduț, așa. Da. Pe urmă, adăugăm la el 10 ouă. 10 ouă, le stricăm și le batem bine, da? Și le batem foarte bine. Așa, prieteni, vreau să vă spun că nu suntem doar noi doi aici în bucătărie, a venit și colega mea, Ana, super Ana, care de obicei ne învață diferite trucuri. Astăzi ea va învăța trucuri de la doamna Zinaida, gospodina satului Vatici. Așa, Ana, trebuie să batem ouăle aici. Bine, mă ajut. Ana, ajută-mă, te rog, să bat ouăle. Hai să începem. Bine. Așa. Trebuie să recunoaștem că noi suntem foarte risipitori și mai avem încă multe de învățat de la strămoșii noștri care foloseau orice produs în gospodărie. Adică nu se arunca, dar se găsea o altă întrebuințare. Bună oară, am învățat de la doamna Zinaida că cojile de ou nu erau aruncate. Erau folosite ca pe post de hrană pentru găini, pentru porci. Și încă un truc care l-am învățat astăzi este că acestea se puneau într-un vas cu apă care se fierbea și după asta se folosea pe post de îngrășăminte pentru flori. Așa, așa, da? Pentru creșterea florilor de vazon mai mult. Pentru cameră. Așa că, dragi prieteni, nu aruncați cojile de ou, fiindcă putem să le găsim o altă întrebuințare. Este calciu curat. Este calciu curat.
Dacă nu aveți găini, atunci puteți să creșteți plante gigantice în apartamentul dumneavoastră. Sau chiar puteți să-l pisați și să-l consumați, eu știu, ca adaus de calciu în organism. Ok, să începem. Deci, batem ouăle cu zahăr. Okay. Doamna Ana, mă ajutați? Păi, da, vă ajut. Poftim. Așa. În timp ce doamna Ana bate ouăle, eu iau 50 grame de grojdie, o mestec bine și adăugăm tot în... Cu apă călduță. Cu apă călduță. Da. Și adăugăm între aceleși ouă care le bate doamna Ana. Așa, domnișoară, îmi cer scuze. Arăt eu a gospodină, dar... Arătați foarte bine, a fost o gospodină excelentă. Deci, amestecăm? Amestecăm drojdia cu ouă și cu laptele. Uh-huh. Urmă adăugăm zahărul. Cu cam 300 de grame, poate să fie 200 de grame, cât de dulce vrem să fie cozonacul. Așa. Tot aici adăugăm. Așa, deci eu trebuie să-l bat bine, foarte bine. Mai avem unt, o să-l adăugem când să fie frământat cozonacul. Untul trebuie topit? Da, îl topim untul. Și adăugem și puțin sare. Un pic de sare. Da. Dacă îți trebuiască, să ne adăugem. Pe urmă adăugem puțin făină. Și când se ia, ea să fie, să nu fie nici moale, prea moale. Și îl batem tot bine. Mm-hmm. Doamna Zinaida, din cantitatea asta de produs, de ingrediente care le avem aici pe masă, câți cozonaci facem? Cred că să facem vreo 4 cozonacei foarte gustoși și frumos. Așa, să sperăm. Deci, să-i dea Dumnezeu. Ana, amestec și... Amestec bine. Dar ce facem în cazul, cum, ca să nu iasă cocoloși așa, poate mai este vreun truc, îmi spuneți? Batem bine așa și când se frământă aluatul, se pune la dospit. Când după ce dospește aluatul, da, se frământă bine cu, se adauge făină după cum să ia... Așa, ca să nu se lipească. Da, ca să nu se lipească din aluat. Uitați-vă. Și mai adaugem puțin unt la... când se frământă. Și dacă mai dorești ceva, mai punem puține statide. Doamna Zinaida, acum sunt așa niște aparate, îmi pui în priză, amestecă bine, mixeruri, blenderuri, dar e adevărat că aluatul iese mai bun dacă l-amestici cu mâna. Da, într-adevăr, aluatul este foarte bun când amesteci cu mâna, depui dragoste mult, depui o căldură în aluat, că aluatul trebuie să fii jingaș pentru dânsul, ca să faci un cozonac foarte gustos. Așa, am înțeles. Și dacă mai adăugem aici, să fie o leacă puțin mai grosuț, așa, se bate bine și se pune la dospit. Cât trebuie să dospească? Să faci o oră și două, după cum să începe a se forma bulele, a se ridica. Bine, dar trebuie acoperit cu da, îl acoperim cu un prosop frumușel și îl punem la dospit, la călduț. Am înțeles. Deci mai adăugăm un pic de făină. Mai adăugem un picuț de făină, să fie o lepțică mai grosuț. Așa. Știi, Traian, că eu depun foarte multă dragoste aici. O să vedem la sfârșit cum o să crească. Poți să fie aluată. Cred că o să fie un cozonac de minuni. Sperăm. Într-adevăr. Iar acum ce facem, doamna Zinaida? Aștepim ștergărelul deasupra la ligenaj și-l punem la dospit. Uai, ce prosop frumos aveți, e croșetat, așa, manual, dar de unde îl aveți? De la străbunica mea, e de mai mult de 100 de ani. Wow. Și este foarte prelucrat, foarte bine. Și este foarte frumos. Este foarte frumos. Așa, Ana, tu rămâi ajutorul doamnei Zinaida, iar eu plec pentru că mai am de gătit și sarmale, așa că ne revedem în curând. S-a mai lovit cineva cu capul din turiști. Da, s-a întâmplat, dar eu îi previn dinainte, când intră în casă, spun, a plecat să vă rog ușurel ca să nu țicați pragul. Domnul Lașcu, eu știu de ce se făceau ușile așa micuțe
și ferestrele micuțe, pentru ca iarna să păstreze casa căldura, să nu iasă. Corect. Iar vara să nu intre prea mult soare, să nu se încălzească. Foarte bine, foarte bine. Pentru că așa arăta și, din câte îmi amintesc, și casa bunelor mei. Am impresia că era un model tipic. Da, da, da. Ei cam luau unul de la altul și făceau tot aceeași, ca să fie și mai cald, și mai vara să fie răcoare. Da, erau minunați în privința la asta. Făceau mai mici ferestre. Da, este adevărat că muzeul dumneavoastră, Vatra Strămoșească, a pornit anume de la această casă. Da, da. Era risipită. Era risipită și una dintre cele mai vechi al satului. Da. Și eu am, când s-a pornit turismul rural, atunci am reînviat-o pe casa aia, am readus-o la realitate. Dar nu numai când... am înțeles că nu numai din banii proiectului, dar și din banii pe care vi trimitea soția din da, Italia. Da, da, cu regret în Italia lucrează, ce să facem așa o vreme, că altfel nu puteam exista. Și cu ajutorul... Să înțeleg că și ea era pătrunsă de dorința dumneavoastră de a renova, de a da o altă viață unei case bătrâne. Foarte, foarte. Aici e... Pictura aici satului pictura, da, satul Vazici, aia să vede din colina. Dar unii... cu aparține pictura, nu mai știți? Nu, pictor din Chișinău. O, da, a fost o vizitată vatra noastră și o pictat-o aici, tot interiorul. Și arată codrii noștri prin prejur, că este un sat care e împrejurat cu codrii. Codri vechi al adică nu suntem în mijlocul codrilor, dar suntem cuprinși așa, luați în brațe da, de codri. Da, 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 corect, corect. Am văzut asta. Dealurile frumoase, deci poate chiar una din aceste case este casa să din care muzeu, da, este în mijloc, mai încolo. Dar cunoaște cine era stăpânul acestei case? Da, cum dar, un locuitor care a strămoșilor noștri, care era un din cei mai vechi, dar domnul îi spune lui hai că o să vă amintiți parcurs, Vasile. Hai să vedem ce constituia o casă bătrânească din secolul 18, 17, 16, că așa erau tipic casele. Aici era? Aici era, da, cuptorașul, unde cocea pâinii, făcea mâncare, aștepta copiii, înțelegeți, să facem. Așa, să închidem ușa. Cred că avem și niște vizitatori. Lasă da, 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 tot mai... Le găsim și lor de lucru. Da. Sunt interesat. El se aprindea numai la sărbători. La sărbători mari, da. Când cocea pâine, la Paști, la Crăciun, la aia, da, cocea pâine, aici facea mâncarea. Cu vesela care se foloseau strămoșii noștri din lemn, din ceramică era aici. Din lut? Din lut, da. Din lut și lemn era. Dar bine ați adunat toate mostrele astea, pentru că eu bănuiesc am îmblat peste tot locul, prin toate sătucurile, care și găseam, unii le procuram, care dar de la da, locuitorii satului ați găsit sunt ceva? Sunt și de la locuitorii satului. Le-ați cumpărat contraplată? Care le-au dăruit? Și care le-au dăruit sunt și care, da, care mai prețioase. Asta sunt oameni, vreți da, să fie, le vadă da, toată lumea, o să vedeți că nu o să vă fie dor și o să le vedeți. Ca o amintire să fie, da, pentru da, nepoții noștri, nu pentru asta. Hai da, să mergem mai departe. Aici era soba. Da, aici se făcea încălzea, da, aici încălzea camerele astea cu soba aici, aici lejăncuță, și, da, și aici ea unii vasele care plămădea. Așa. A, asta e, da. Asta e din secolul lingură din lemn pentru da, făină, trebuie să o arăt lui Traian. Numai decât. Din secolul 18. Da, vedeți că mâncată e de care, de care mâncată, dar are ani. Ani și ani, asta e. Da, spați să vorbească, ia ștătese. Asta e o covată pentru pregătirea plăcintelor. Ia uitați-vă, era pentru pâine un fel de covată, pentru plăcinte da, altfel. Aici și plămădea. Mm-hmm. Plămădeală sunt așa și pe urmă făceau un mult. Dar din ce făcute? Mai mult preferau din tei. Că e mai ușor. Mai ușor și mai bine poți prelucra. Poți într-un loc ca altul da, și îl poți prelucra mai ușor. Da. Asta este război. Război, da. La noi în sat se spuneau stative. Stative, da. Da? Și stative și război. Deci, aici, la ele, gospodina țesea da, covoare da, sau păretare. Iată păretarele. Ia ca sunt soale de iese, da. Care se atârnau pe perete. Da, care pe perete, da. Mm-hmm. Dar este exemple pe care de pe ele făceau covoare mari. Un fel de mostre. Da, mostre. Un fel de mostre care după ele făceau covare mari. Asta vă arăt că și asta foarte e din secolul 19, că-s vechi. Da, da, sunt foarte vechi. Aia sunt toate numai vechi. Aia sunt
care le punea la suveici când săsea. Da. Lâna asta, cu ce era vopsită? Că erau boieli naturale. Naturale, da, din diferite ierburi făceam. Da, trebuie să găsești încă ierburile care să vină, o nuanță de asta de briliant. După aia, da, și nu se lua niciodată culoarea. Și una albastră deschisă, un fel de bleu. Și aia acolo aveți gem, gem de lână, da, de natural, oaie, de oaie, da, așa. Da. Eu știu că și cola cu mirese se împrejmuia cu lână de asă, da, da, pentru da, că da. Tradiția ce? Vine dinainte de Hristos, pentru că oamenii sunt de oache. Numai decât și la animale se pune și la copii mici care tot pune la mânuță astea. Asta este, am zis, o suveică, așa e? Da, da, da. Văzusem aici și... Un fus pentru depanarea lânii, care ieșa în ghemul cealaltă, care ieșa pentru țesut. Aha. Astea sunt fel de ferestrei, să înțeleg. Da, astea sunt pentru stăpân când făcea el cu dânsului, tăia, făcea diferite. Pentru da. Lemn. Pentru lemn, da. Pentru care bestia subțire. Subțire, asta e... Făcea diferite figuri din ea, cu dânsa ușurial. Rame la ferestre. Carnize pentru ferestre. Aici, da. Asta le știri. Se torcea. Cu fus, tăiță, știe, care torcea, care țăsa la războiul ăsta. Și asta e ragila. Asta e ragila, da, corect. Asta e nimerită. Așa, cu ăsta soțul o fugărea pe soție în jurul casei, dacă vlogozea mâncarea. Înainte, rare întâmplări, nu se prea făcea, tot erau rușini. Era rușinos, da. Rușinos, te sfădește, știi. Da, asta e... Acum e alt, acum e... acum ne certăm. Dar noi totuși trebuie să readucem tradițiile celea strămoșești și nunțele, cum era. Era o sărbătoare foarte mare. Care erau cele mai mari sărbători ale casei acestea, de exemplu? Păi cum, luând de la Crăciunul, Anul Nou, Paștele, aici erau cele mai mari sărbători. Și atunci casa se îmbrăca în sărbătoare. Sărbătoare, dar primea... Se văruiau pe reți. Peste tot loc făcea. Se vopseau ușile. Da, încă una era care la hramul satului. Unii primeau oaspiții în casa mare, puneau la masă. Hai să mergem în casa mare de altfel. Mergem, hai. Dumneavoastră înainte și eu din urmă, da, ca și o gazdă, mă conduceți. Draga mea, tu te pricepi la învârtit sarmale? Tăreane, să știi că mă pricep la tot felul de bucate, dar la învârtitul sarmalelor sunt cam codașă. Recunosc că nici mie nu-mi prea iese, dar fii atentă. Te las pe mâini bune, o altă gospodină de top al satului Vatici, doamna Galina Tolici. Doamna Galina, o rețetă locală, am înțeles că. Despre ce este vorba? Deci vine de niște sărmăluțe obișnuite. Vreau să spun că nu e nici a mea rețetă personală, dar așa, după obiceiul din satul Vatici, am să încercăm astăzi să preparăm niște sărmăluțe foarte delicioase. Să vedem de ce ingrediente avem nevoie. Avem nevoie. O să facem tot lucrul, vă spun de la început. Da. Avem nevoie de ceapă, să știți că cât mai multă ceapă este în sărmăluțe, poate să fie mai gustoase, morcovul, numai decât, așa, cărnița este prezentă, orezul și vața. Așa, să ne oprim la fiecare în parte. Da. Deci, cât mai multă ceapă, pentru a fi mai suculent, cărniță de la burtă, probabil. De la burtă, numai decât. Nu de la burtă, tatra Iar. Nu, de la mea, că eu n-am cărniță, loc, eu m-am pierdut. Și totul se taie cu bulețe. Deci nu prăjim, nu înăbușim, tot, da, tot crud. Da, asta da, este specificul rețetei de la Vatici. Da, da. Varză murată avem. Varză murată este, deci ne stăruim foiuțele să le facem cât mai mici, pentru că aici este secretul gospodinei. Cu cât sunt mai mici sărmăluțele, cu atât sunt mai gustoase. Așa la o înghețitură, știi? Doamna Galina, să știți că nu prea sunt pricepută la învârtitul sarmalelor, așa că zic eu, trebuie să facem o treabă bună și să merg de aici acasă cu lecția învățată. Dragile și mele, sarmale gustoase. Deana, cu siguranță vei ieși de aici, vei pleca acasă deja specialist în învârtitul sarmalelor. Mă pun pe făcut sarmale. Voi rămâneți aici să tocați tot, să faceți, iar eu... Măi, aluatul. Aluatul tău de cozonac. Aluatul, prieteni, revenim după o scurtă pauză. Doamna Zinaida, eu cred că aluatul deja este
este ospit, este crescut de-a bine, da? Da, e bine pentru a-l frământa. Mai adăugem în dospeala asta niște stafide ca să fie prin el mai gustos. Așa. Acum, doamna anișoară, ia amestecă și fă-te gospodină. Haideți să începem, învățați-mă. Mesticat cu mâna, cu mâna. Cu mâna, deci, da? Da, da. O gospodină bună să faci tot cu mâna. Ok, bine. Încep, da? Și, da. E că adăugem făină. După cât e aluatul. Cu ambele mâini, așa, cu da? Cu ambele mâini, da, da, da. Așa. Mai adăugem puțin unt. Se pune așa, margarină, dar dacă nu avem, punem ce avem. Da, a fost un pic topită, da? Da, untul s-a topit. Frământați bine, bine cum vă pare. Este moale sau se întărește? Se întărește puțin, da. Da. Mai adăugem făină. De ajuns? Că e de ajuns, așa simt eu, da. Nu știu, dumneavoastră sunteți mai gospodină decât mine. E destul de tare așa, numai că trebuie să-l frământăm să-l bine, frământ mai bine, bine, bine. Mai așa. Bine trebuie. Eu știam că așa făcea bunica. Așa făcea bătrânii noștri, bătrânelele, bunici. Făceau un aluat foarte gustos. Cum vă merge? Traian, merge treaba foarte bine. Dar știți, trebuie să scătem niște forme pentru a pune cozonacii. Așa, deci eu mă duc să caut forme. Da, bine, plecați. Am înțeles. Spor la treabă. Mulțumim. Doamna Galina, carnea este bine așa, măruntă? E bine. Tocat așa. E bine. Apropo, vreau să vă întreb. Dacă vă mai amintiți, pe la ce vârstă ați făcut prima dată sarmale? La mama acasă? Să-ți spun sincer, la mama nu a făcut. Pentru că după 8 clase, în 1978 am terminat, am mers direct la școala pedagogică și am continuat studiile. Deci ca să știi toată lumea, doamna Galina este învățătoare aici în comuna Vatici, da? Da, corect. De cât timp activați? 31 de ani. Ce pot să spun? Mulți înainte. Mersi, și mulțumesc. La pensie să ieșiți așa, mult prea departe. Mulțumesc. Câte generații de copii ați, dacă mai știți? Nu mai țin minte, vă spun sincer, nu le-am numărat, dar nu, orice caz sunt multe. Adevărul este că și mămica mea este la fel de profesie pedagog și știu câtă muncă și câtă trudă trebuie să ai. Câtă răbdare. Și câtă răbdare copii, trebuie să ai cu copiii. Că de, copiii nu mai sunt cum erau cumva, acei nu? Care au fost cândva, da, corect, sunt de acord. Și reușiți să stați la bucătărie? Da, pe lângă aceasta mai am 3 copii plărați de la sesul social la mine în familie. Aha, deci aveți, da. Câți copii aveți dumneavoastră? 3 plasați și 2 biologici. Să vă fiți sănătoși. Mulțumesc mult. Ei învață la școală, la gimnaziu la noi. În clasa 6, în clasa 3 și în clasa 2. Foarte frumos. Mai e rar auzi în zilele noastre să se facă astfel de gesturi, pentru că na. Fiecare se gândește la familia lui, la bugetul lui care este foarte restrâns, așa că bravo. Că despre tradițiile din satul Vatici. Nu știu, eu știam că umplutura de la sarmale, știam că ceapa se untește, morcovul la fel, dar aici spuneți că este o altă rețetă. Da, mai mult se prepară crud tot. A, apropo, și morcovul se dădea prin răzătoare. Da. Aici văd o altă tradiție. Deci e nevoie ca să tai totul cubulețe, da? Da. Bărbații se implică la bucătărie. Da. Da. Soțul vă ajută? Da. Să știți că mai gustos primește. Ei, el e regele în bucătărie, nu? Avem aici și niște șoric. Intră și el în sarma, da? Dacă gustul nu e prea mare, intră, dacă nu. Vă mai amintiți cum era copilăria acasă? La mama acasă? Da. Adică, nu știu, dacă erați mai mulți copii, dacă erați mai multe surori, vă ajutați pe mama? Da, noi suntem 4 copii.
suntem chiar și în prezent, vii toți. Mama mea, ca tare, tot profesoară de limba franceză. Și deci voi e dinastie. E dinastie, corect. Trei surori suntem învățătoare tot la clasele primare. Și fratele deja de acum este în sat. Nu ne-a urmat calea ca pedagog. Și vreau să spun că, într-adevăr, mi-amintesc cu plăcere copilăria mea. Erau foarte mulți copii în Mahala, foarte mulți, cam la aceeași vârstă. Și mi-aduc aminte că ieșeam seara și arătam la părinții noștri după ce terminau lucru. Munca. Da, le spectacol. Arătam un fel de concert. Așa arătam. Era și la noi, chiar da. Dacă sunt mult mai da, mică. Să știți, decât... așa obosiți cum era, dar cu ce plăcere veneau și ne ascultau. Și ne aplaudau, corect, corect, da. Asta mi-aduc aminte foarte bine. Apoi lucru la tutun, ne duceam, ajutam părinții. Mă rog, mama învățătoare și nu avea dreptul să meargă, că noi eram femeie de colhoz, cum era înainte. Dar ne dădeam pe lângă un om mai mare și ne primea ca studente de la școala pedagogică. Să faceți un ban. Facem un ban, corect, noi patru copii și nu mai avea mama putere să ne ții pe atâtea. Și slava Domnului, o ținut piept. Și ne-am văzut fete învățate, fete mari. Cât despre sărbătorile pascale, cum era? Da, vreau să spun, pe timpul acela, când țin eu minte, nu se dădea voie atunci. Apropo, da, de asta vreau să știu. Da. Știu că Pasca nu mai puteai deci, stopi cu aghiazmă, da, aghiazmă, da. Și ouăle roșii, toți, în minte, mama, vopsea pe ascuns, dar ni le curățea și ne dădea pe ascuns, le mâncam fără coaja cei roșii. Dar ce mi-a plăcut și mi-a interesat la copil când ciocnește ouă de Paște așa roșu? Roșu. Roșu anume. Dar, mă rog, așa am fost educația în felul acela și nici la biserică nu ne duceam, nici... Știam și eu de la părinți că mergeau cu Pasca într-un alt sat, vecin. Da, nu știu da, de ce să nu ne... permitea să mergi cu Pasca la biserică și știu că la fel, pe furiș, pe furiș noaptea mergeau... Să nu ne afle, corect. Să nu ne afle. Dar cât de gustos era cașul sfințit da, sau mielul da, sfințit mielul, dimineața. Da. Da, totdeauna noi am ținut oi și totdeauna la noi pe masă era prezent mielul la Paște.